În seara zilei de 14 Nisan, după apusul soarelui, la sinagogă sunt rostite rugăciuni rituale cuprinzând sal și imnuri ce amintesc de eliberarea din robia Egiptului. Comunitatea de evrei din Craiova celebrează Paștele sau Pesahul, așa cum se spune în limba ebraică. Sărbătoarea este una libertății și a primăverii și este marcată prin mese tradiționale, jocuri ale copiilor, dar și îndeplinirea unor reguli și tradiții stricte. 5778 este un Pesah, un Paște, în venirea unor alte evenimente foarte importante pentru poporul evreu, și anume se vor împlini în curând, în mai, 70 de ani de la înființarea statului izraelian. Este, dacă vreți, o revenire după cele două distrugeri de templu de pe vremea lui Nabucodonosor și de pe vremea lui Titus, o revenire a Sionului după 2000 de ani. Primele două seri din Pesach sunt cele mai importante și se sărbătoresc printr-un ritual numit Seder.